GTA 5 și o tonă de alte jocuri super ieftine pe g2a.com, linkul în descriere. Bine v-am regăsit, fraților, la un nou episod. Haideți să schimbăm și noi mașina de data asta. Astăzi vreau să mă joc cu o armă ce mi se pare mie că e super șmecher, dar e puțin cam ciudat de jucat cu ea. Pentru mine e ciudat, pentru alte persoane poate ei joacă cel mai bine cu mașina aia, dar eu, cu arma aia, pardon, dar eu nu prea am jucat cu ea și nu sunt obișnuit. Arma știu că e super șmecher, mă zic numai mașina pentru că încerc să bag modurile astea pe mașină ca să mă schimb repede. Arma știu că e foarte șmecher, se numește Attack 4x4 Watchman. O am, mi-a picat din cutii de alea de la am deschis în episodul anterior. Bine, nu mi-a picat în episodul anterior, dar mi-a picat tot din cutii cum ar veni. Și o am pentru o lună sau o lună jumate sau ceva de genul, 40 de zile parcă sau 50 de zile, nu mai știu exact. Și vreau să încerc și eu să văd dacă mă înțeleg cu ea și chestii. Hai să dăm și ne uit aici. Johnule! Da, a venit bordură de aia și nu mai... Ia, uite pe ăștia, mă! Are mod de la pe mașină de și explodează. Mă miram eu, bă, de ce pleacă el așa de nebun? De ce a fugit el în halul ăla, știi? Attack 4x4 Watchman asta este cât de cât ok pentru close range, dar ea e făcută mai mult pentru mid range. Ish. Ceva pe acolo, știi? Pentru mid range este mai bună. Pentru close range, să spunem 20%, nu. Da, da, 20% long range, vreo 20% și 60% pentru mid-range. Poate chiar mai mult mid-range decât celălalt. Vedeți, ăla e pe long-range acolo cu sniperinul și nu prea pot să-i fac nimic. Și a venit ăsta cu AK-ul, mă, Samantha o cheamă. Samantha, mă, 255, frate! Toți sunt 250... Hai că am prins-o pe echipă. Îl am pe ăsta de 40 la mine, altul de 68. Eu am 92 și ăsta 149. Suntem noi 4v3, dar aia sunt 255, level maxim, frate. Hai să mă schimb pe o Whisper, măcar să știu că pot să fac ceva ca lumea, știi? Am vrut să încerc atac cu Watchmenul ăla, că am căzut și eu, că dăm de oameni mai normali. Dar oamenii sunt full 255. Cam greu de crezut că o să câștigăm misiunea asta, dar nu poți câștiga toate misiunile până la urmă. Durează mai mult la Oca Whisper ăsta pentru că am ăsta cu bandolier care ține mai multe gloanțe alea 315 din dreapta, le țin, am mai multe acolo decât normal ca să car de mai multe ori și durează mai mult să... Ce vă dau grână de acolo? Hai că a dat-o băiatul meu cu grână de-și de unul. M-a luat cu sniper, mă. Bă, de ce arme au ăștia? Au Entec. Încă un Entec și Entec. Și care sniper? A, ăsta, PSR, Osprey, R&D. Am înțeles. Burn. Nu cred că o să apucăm nici măcar să ardem prostia aia de acolo, știi? Trebuie să dăm cu... Cred că e o mașină. Da, e o mașină. Pe care trebuie să turnăm gaz. Și să-i dăm foc, da? Sunt 3-inci level maxim care ne așteaptă acolo și nu prea merge treaba. L-am văzut deja, dar nu cred că trage, nu știu ce are. Nu trage băiatul meu. Și m-a luat altul. Sunt doi, mă, cu sniperul? Nu. Doar unul cu sniperul, altul de acolo avea Entec de la. Hai, mă, frate, mă, că e nasol, 50 de secunde. Suntem cu de ăștia mici, mă, frate, și ăștia, mai ales când văd pe ea de level mare, se sperie. Nu știu ce dracu se întâmplă cu ei, dar... Bine, e și greu, că e și locul greu. Deci sunt și ăștia level mare, dar e și locul greu de tot. Nu știu când l-am luat pe ăla, și-a luat grenadă de la altul. Și-a rămas cu puțin HP. Așa. Și-a mai rămas doar unul care nu știu unde este. Dar hai să încercăm noroc. Dăm cu gaz pe asta repede.
Benzină, pana mea. Ăsta în loc să stea și să mă protejeze, se uită la mine, deci. Ok. Hai că merg și eu cu mașina asta. Uite-și pe ăla. Hai că l-omor eu pe ăsta. Ăla-i. Aș vrea să plec cu mașina mea, dacă e posibil. Dar ce facem ăla? E AFK? A, nu e AFK. Abia s-a spawnat băia. Ăla se lasă ucis, mă? Ce dracu face? Haide, bă, sus! Cred că se lasă morți ăștia, mă. Nu înțeleg ce vor să facă. Dar dacă se lasă așa morți, eu le dau reportus. Nu se lasă, mă, morți, dar... E unul care îi trolează, cred. Pe mine nici nu mă interesează, eu fac misiunea, frate. E unul care îi trolează, că stă unul ăla, văd că îi bate pe ăștia, știi? Hai că am dat foc la aia. E bine, e bine. Intră mașina leu că te omoară la. Te omoară în trei ăștia, frate mea. Mamă, ce bine m-am lăsat în acest acolo. Hai de capul meu. Ia să-i kill-ul, not bad. Hai sus, băi. Mamă! Au sniper. L-au omorât doi ăla cu mașina aici de bun. Aici au lăsat ca să ne putem spawna și noi. Da, mă, ce spuneam, primești două mașini gratis, o mașină o primești fix când ți-ai făcut contul, și încă o mașină când faci tutorialul, care e destul de ok mașința. Primești o armă de 10 zile sau permanentă sau nu știu prea exact cum este. Uite, Chrissy. Te morți, mă, te cuiezi, mă, poate dă și de români, mai știi? Oricum, s-au apucat foarte mulți oameni de jocul ăsta, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că e un joc care mie... Eu l-am la inimă de foarte mult timp, frate. E un joc destul de vechi. Dar eu l-am la inimă, îmi place mult de tot. Iubesc jocul ăsta, practic. Mi s-a părut că e un aici. Jur că mi s-a părut că e un aici. Ce este, mă? Bă, deci nu mi s-a părut, mă. Ce m-a leșinat. Ok, hai să vedem. Mașina mea este aici, după cum am zis, ca să fie ceva distanță de punct. Pentru că oamenii stau la punct să apere. Dacă mașina ta e prea aproape, nu te poți spawna în ea. Bine, oricum ai un delay. Da, și după ce faci tutorialul ăla, îți dă mașină și îți dă și mobile spawn point. Mobile spawn point ăla îl pui pe mașină, pentru că ai un slot la mașină. Și când ai murit, poți să te spawnezi direct în mașină, ceea ce mi se pare foarte șmecher. Caută-l pe la pod. Nu prea poți să-i faci nimic, dar vine-l acum. Haide, mă, dă-i o, mă, nene, mă! Samantha cu Silver Haze. Ba, mi-am luat assist-ul. Mi-am luat assist-ul, mi-am luat kill-ul. Haide, mă. Uite, în mașină nu mai pot să mă spawnez. Am 75 de secunde până mă pot spawna din nou, că nu poți să te bagi drum non-stop, non-stop în mașină, știi? Ar fi curmea, spawnez mașina lângă punct și întotdeauna vii aproape acolo, știi? Și îți mai primești și multe alte chestii dacă faci tutorialul ăla. Și grenada, că dacă n-ai grenadă la început, nu ai grenadă. Uite. M-a văzut, nu m-a văzut. Nu m-a văzut prostul. Nu mă știe prostul. Mă duc mai aproape ca să-l prind sutra asta. Dracu de fraier. Ce bine l-am prins pe prost. Și ăsta face punctul. Bravo, bă, băiatul. Bine, măi, pe kill-uri. Bine, nu că bine, măi, că e pe kill-uri, că suntem 4 și ei sunt 3, deci au avantajul că sunt mai puțini, că poate să moară de mai puțin ori. Și noi suntem mai mulți, așa că suntem mai multe persoane de omorât.
Dacă ne descurcăm ar fi genial. Ia să vedem dacă pot să-l bat pe Samantha asta. L-am pișat. M-am pișat pe el direct. Bine mă, nene mă. Opa. Am înțeles. Ăla mă, Silver Haze, din câte văd eu se mai sinucide din când în când. Mai face și kill-uri, dar se și sinucide. Și nu e ok, adică nu e fan. Bine că sunt și ăștia alții care încearcă să câștige, știi? Eu văd că Silver Haze ăla nu prea are chef de joacă, băiatul meu. Încă două kill-uri, cred, și i-am bătut. Ba nu, încă un kill sau două sau câte, habar n-am câte mai trebuie. Dar văd că îi omoară Darkness la ultimul hal. Bă, am și eu 7 kill-uri. Opa. Dacă îl prind de aproape pe ăsta, dar 30 de metri nu e destul de aproape. Acum. Îmi dă pistol. Mi-a dat grenadă. Ce dracu pistol să mai dea. Îți dă una cu sniperul, te-a secat destul de mult și pe aia bam, grenadă în gură, știi? Asta este? Așa, unde sunt ei? Aici văd că sunt doi inși. Mă spawnă direct aici, știu. Mi-aș băga și eu sniperine să mă distrez un pic. Unde sunt moia? Ok, hai să-mi bag și eu sniper. Că ei stau cu sniperul, îmi bag și eu sniperul, știi? Uite pe ăsta este. Așa. Văd că mai e și Samantha Stone ăla. Nu știu cum să duce el pe acolo, dar... Hai, bossule, ieși. Trebuie să mă uit la Stone ăla. S-a mai dat-o și lui ăla. Bine, mă! Pe Stone ăla trebuie să-l batem. Uite că a luat unul deja, omul. Cred că am prins una. Bine, bă, băiatule. Fac, am murit. Am murit, mă. Chiar mai, mă, prietene, o spre ăla, ok. Nu i-am dat, i-am dat una prin perete și am crezut că i-am dat damage, dar nu i-am dat. Unde mă spawnez? Tot aici, mai aproape. Sau la mașină. La mașină, mă, fii atent. Hai să facem chestia asta un pic. Așa. Uite pe ăștia, s-au popot oamenii, e bun? Hai, mă, nu-l calc și eu pe ăla cu mașina, mă? Stai în mașină, fă! I-am dat una, garantat! Haide, mă, să-i batem pe ăștia, mă! Ăla și-a făcut melodie de Crăciun. Da, pe lângă faptul că poți să-ți faci mașina exact cum vrei tu, caracterul exact cum vrei tu, și... iconița de la caracter și chestii de genul de cont și pana mea le desenezi cum vrei tu, cum ar veni. Poți să-ți faci și melodiile, dacă te pricepi un pic, îți iese ceva șmecher. Bă, văd că ăștia s-au pus pe treabă, nu mai trolează ăla. Așa că, hai să încercăm și noi să câștigăm. Nu că n-aș fi încercat până acum, dar încercăm mai tare. Un singur popod aici? Ok, puștem. Mi-a dat-o cu asta. Sau nu?
Ăla vine cu mașina după mine, dar până atunci poate pot să luăm ușa pe asta. Hai mă, frate, mă! Ce moftic, dar măcar mi-am luat un kill. Dacă mi-am luat un kill și am murit eu, atunci nu am pierdut neapărat ceva. Dacă fac două kill-uri și pe aia mor, e mai bine. Sau dacă nu mor deloc și faci kill-uri nostru, e clar că e cani. Lasă-mă jos aici, lasă-mă jos aici, lasă-mă jos aici, băi! Hai că nu mai las, că e bine, punte. Dar nu e bine. O să duce la peliprava, omul fuge, nu știu ce dracu face. Haide-mă. Păi stau toți pe pod acolo, mă, ca să profite. Ești distanța prea mare, de, la, de fapt de la 100 de metri, cam așa poți să dai nei. Chiar dacă nu-i vezi, dar vezi ținta roșie, înseamnă că îi poți nimeri. I-am dat două hituri, mă, dar a durat prea mult și și-a mai recuperat un pic din viață. Știi ceva? Cred că ne-am distrat destul cu ăștia băieții. Hai să mergem aici. Ne luăm altă armă. Ne luăm Oka Whisper-ul sau stai puțin. M-a luat, mă, s-a lăsat în jos, sat. Fix când să trag și eu. Nu mai trolează, mă, la mă, nu mai trolează. Acum aș fi vrut să trolez, că vreau să câștig misiunea, să-mi iau XP-ul ca lumea, că a durat mult. A fost misiune lungă și o să dea mult XP. Am arată-te, tăi-ți armă ta. Dragă aiurea. Că mă grăbesc. Ne bam ăștia. N-ai mă frate ce se face. Încercam să-mi iau și o gloanță, să-mi iau mașina. Oricum măcar mi-am luat-o ca Whisper, dar nu mai avem nicio șansă. Ăsta are 14 kg, are 4 kg frate, să mor eu. Adică gen, pe bune, știi? Hai să vedem dacă pot face ceva cu Whisper-ul ăsta. Că oamenii stau tot cu sniper-ul sau cu ce dracu ăsta. Na, n-ai cum, n-ai cum, mă, că mi-a dat o grămadă de damage. Hai, săracule, vină la mine. Ce mă ține blocat ăsta și că nu poți face, nu poți face nimic de el. Hai că am trecut de el. Dar nu pot sări pe aici. Se socolez prin stânga, acum așa să mă vadă la dreapta. Asta e big, a big disadvantage. N-ai mă cum. Au dat backup, mă, frate, sunt 5 și noi suntem. A dat ăla, mă, Darkness backup. Bravo, prietenaș, ești nota 10, mă, ce să zic. Mai stai 30 secunde și dă backup, frate. Când oricum nu mai poate să ajungă nimeni la timp să facă vreun kill sau ceva. Haide, frate. Nu mai avem, mă, ce să ne le facem. Ce să le facem, gata. Bine, eu am ce să le fac. Da. Degeaba. Ne-au bătut. În dreapta acolo. În dreapta acolo, cum are acolo așa. Ți apare cu verde și cu roșu și eu aveau avantaj. Asta este, l-am pierdut. Mai și pierd, frate. Vă mulțumesc foarte mult pe toată atenția acordată, fraților.
Dacă v-a plăcut episodul ăsta, nu uitați să vă abonați, să faceți și noi 100.000 de abonați acolo, forțichis, forțichis. Dați-vă un like. Îmi cer scuze că n-am băgat GTA zilele astea, dar v-am zis că am fost plecat și n-am avut când să înregistrez GTA. Așa că ăsta mi-este mult mai simplu să înregistrez mai rapid, cum ar veni, nu mai simplu. Și Brawl Stars la fel, este mult mai rapid de filmat. Este ora 2 dimineața, iar eu pe la 4:30 trebuie să fiu la aeroport deja să plec. Bine, ăsta e deja... Eu sunt deja acolo când vedeți video-ul ăsta, dar ca idee. Am încercat totuși să înregistrez ceva episoade în avans și sper să apreciați lucrul ăsta. Și sper să vă placă episodul, nu doar să apreciați, că nu vreau să îmi dați like doar pentru că, bă, ai registrat când ai fost plecat și nu știu ce. Nu, dacă ți-a plăcut episodul și atâta, dai like, nu pentru altceva. Ok, ne vedem data viitoare, v-am pupat. Ciao. Hei, dacă ți-a plăcut video-ul, nu uita să apeși butonul de like, apreciez enorm. Dacă vrei să te uiți și la alte video-uri, click chiar aici pentru video-ul anterior sau aici pentru video random. Iar dacă îți place canalul, abonează-te chiar acum. Click pe fața mea. Gen, știu că poți face asta, am încredere în tine.